Într-un mic sat din inima României, trăia un bătrân în vârstă de 85 de ani, numit Ion. Viața lui era una plină de provocări și tristeți, iar povestea sa a impresionat mii de oameni din întreaga țară. A fost o poveste a singurătății, sărăciei și a unei pierderi cumplite. Cu 5 ani în urmă, soția lui, Maria, a devenit imobilizată la pat din cauza unor probleme de sănătate grave. De-a lungul timpului, sănătatea ei s-a deteriorat, iar Ion a devenit singura sa grijă. Cu toate acestea, Maria și Ion au luptat împreună, își împărtășeau fiecare zi, bucuriile și tristețile, și se sprijineau reciproc în fața greutăților vieții. Dar în ultima perioadă, temperaturile scăzute și lipsa surselor de încălzire au transformat viața lor într-un coșmar. Sărăcia și frigul i-au lovit fără milă. Într-o zi geroasă de iarnă, Maria a sfârșit într-o condiție deplorabilă, incapabilă să se miște și paralizată de frig. În ciuda tuturor eforturilor lui Ion de a o proteja, el nu a putut face nimic pentru a-și salva soția dragă. Când medicii au ajuns în casa lor modestă, nu au putut face altceva decât să constate durerea inimaginabilă prin care trecuse acest cuplu. Maria nu mai avea nicio șansă de a fi salvată, iar Ion se afla în stare de șoc hipotermic. Cu inima frântă, Ion și-a luat adio de la soția sa, iar lacrimile sale înghețate s-au amestecat cu frigul din cameră. După tragedie, Ion a rămas singur într-o casă pustie și rece, iar sărăcia i-a devenit însoțitoarea constantă. Cu toate acestea, speranța a venit în forma unui ajutor neașteptat. Oamenii care au aflat povestea bătrânului prin intermediul internetului au simțit o datorie morală de a-l ajuta. Comentariile pline de compasiune și dorința de a da o mână de ajutor au început să curgă. Cu fiecare mesaj și fiecare gest de bunătate, Ion a simțit că nu este singur în această lume rece și că există oameni care îl susțin. În perioada sărbătorilor, bătrânul a primit donații, alimente și îmbrăcăminte caldă de la străini generoși și din partea oamenilor din comunitatea sa. Gesturile lor au adus puțină lumină în viața lui Ion în momentele cele mai întunecate. Această poveste ne arată că, în ciuda greutăților vieții, există întotdeauna speranță și oameni cu inimi calde care pot schimba destinul cu un gest de bunătate. Chiar și în cele mai dificile momente, solidaritatea umană poate învinge sărăcia și singurătatea, aducând lumină în locurile cele mai întunecate ale sufletului uman. Ion închide ochii pentru o clipă, reflectând asupra vieții sale. Chiar dacă viața mea a fost o luptă, am avut și amintiri frumoase și momente de fericire cu Maria. Și acum, cu ajutorul celor din jur, am învățat că nu sunt singur. Își strânse pumnii cu hotărâre. Încă mai am de trăit și de iubit în această viață, iar solidaritatea umană îmi încălzește inima în cele mai întunecate clipe. Ion privi în adâncime și își continuă viața, știind că amintirile și sprijinul celor din jur îl vor însoți mereu. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.